Perché si vede? Vede forte bene. Ok, perfetto. Buona divinata sì, din partea mea. Mulțumesc, Dragoș, pentru introducere. Numele meu e Cornel Popescu, sunt inginer de sistem la VIN. Astăzi o să discutăm un pic despre cum anume se face protecția datelor, care sunt produsele noastre și am avut, cum spunea și Dragoș, o să vorbim un pic și de ce nouă în versiunea 10. Este ultima versiune lansată în februarie, iar a venit cu câteva lucruri interesante, cel puțin cu niște segmente unde noi nu avem o soluție pentru protecția datelor. Astăzi, eu zic că acoperim întreg data center-ul și întreg spectrul de clienți. Deci topicul de astăzi ar fi o introducere între soluțiile VIM și cu câteva lucruri despre ce este nou în V10. Pornim de la date, pentru că ele sunt, dacă vreți, aurul unei companii. În principiu, le folosim de la contabilitate până în zona de gestionare a clienților, gestiunea echipamentelor de producție, linii de producție, bănci, toate companiile astăzi folosesc IT, consumă IT, generează date, iar datele sunt folosite de aplicații și oameni pentru a obține, practic, pentru a ține gestiuni, pentru a obține informații și pentru a suporta business-ul unei companii. Datele astăzi se află în mai multe locuri, am putea spune. Se află într-un data center sau într-un cloud privat. Sunt clienți care încep să consume cloud public, fie că vorbim de Microsoft Azure, fie că vorbim de Amazon. Știm că în Moldova, în Iași, este un centru mare Amazon, neapărat un data center, dar birouri unde se dezvoltă practic produse. Vedem că avem date pe telefoane mobile, pe tablete, pe laptopuri. Acele date pot fi sincronizate cu data center-ul sau pot rămâne acolo. Există acest concept de edge sau la marginea unui data center. Vedem în zona de Internet of Things care generează foarte multe date. Vedem zona de artificial intelligence sau machine learning și machine learning, unde sunt utilizate anumite date pentru a obține alte date sau posibilitatea de a vedea cum se comportă, de exemplu, în anumite scenarii. Deci, toate aceste lucruri, practic, generează date, stocăm datele respective ca apoi să fie din nou consumate. La urmare, fără date, în principiu, business-ul se poate opri. Okay? La urmare, noi suntem o companie relativ tânără, pentru că VIM a fost înființată în 2000. 6. În 2008 am avut primul produs comercial. Nu o să vă țin foarte mult pe acest slide, dar ce mi se pare mie extrem de important, că astăzi, cum spuneam, datele pot sta într-un data center. Dacă e on-premise acel data center sau, mă rog, într-un cloud public la un provider. Vorbim de public cloud. Ideea că astăzi, indiferent de locația lor, datele trebuie protejate. Atunci când le protejăm, avem nevoie să fim compliant sau să respectăm niște reguli.
Unele reguli pot fi legate de regiunea unde sunt amplasate datele, de felul în care sunt stocate. De exemplu, chiar și GDPR este o reglementare care ne spune, de exemplu, că datele trebuie să fie protejate implicit și că acestea trebuie să poată fi recuperate. De asemenea, partea de a monitoriza sau de a înțelege ce se întâmplă și de a putea reacționa rapid este extrem de importantă, dacă vreți, legată cumva de felul în care protejăm respectivele date. Și nu în ultimul rând, noi încercăm să aducem posibilitatea de a automatiza și de a orchestra, spunem noi, prin orchestrare înțelegem o succesiune de pași, de lucruri care trebuie să le facem pentru ca toate procesele de restaurare, de exemplu, să se întâmple corect sau inclusiv partea de disaster recovery să se întâmple corect. Ca urmare, pentru a elimina erorile umane, pentru a putea face mai multe lucruri și de a fi sigur că se întâmplă într-o anumită succesiune, putem să automatizăm și să orchestrăm. Doar câteva lucruri despre Vim. Vă spuneam că a fost înființată în 2006 compania. Astăzi avem peste 365.000 de clienți din toată lumea, lucru care ne bucură foarte mult și în România avem câteva mii de clienți. Dacă ne gândim că în urmă cu 4-5 ani numărul clienților în România era sub 100. Astăzi, la nivel mondial, avem încasări de peste un miliard de dolari. Suntem o companie tânără, dar foarte dinamică. Ce merită spus, și asta, evident, o spun eu, dar cred că o puteți verifica, majoritatea clienților Vim recomandă produsul și prietenilor sau cunoștințelor lor. Avem ceea ce se numește un Net Promoter Score 75. Acest Net Promoter Score se calculează în principiu ca gradul de satisfacție al clienților referitor la produsul pe care îl folosesc. Pe grafic, deci avem de la minus 100 la plus 100. Și o să vedeți Amazon sau Netflix au un Net Promoter Score de 61 sau 68 respectiv. Noi suntem la 75. Mulți clienți sunt foarte mulțumiți de produs, e simplu de folosit, încercăm să ținem produsul simplu, dar în același timp să avem funcționalitate pentru inclusiv pentru cei mai pretențioși clienți care au date în tot felul de formate sau diferite cerințe referitor la protecția datelor. Bun, și am să încep. Eu întotdeauna încep cu câteva concepte legate de facem backup de când au apărut computerele. Primele computere au avut nevoie să protejăm acele backup-uri, pardon, acele date, pentru că pierderea lor însemna practic imposibilitatea continuării lucrurilor. Ca urmare, să facem o copie de siguranță pentru a putea să restaurăm, pentru a putea continua ulterior lucrul, a fost extrem de important. Astăzi, noi spunem că facem practic o recomandare. Vorbim de regula 3210. Din punctul meu de vedere, este mai mult decât o regulă. Este o strategie foarte bună pentru continuarea lucrului sau al afacerii atunci când intervine un incident. Un incident care poate afecta buna funcționare a unor computere, servere
sau poate avea ca efect pierderea de date. De ce spunem noi să facem trei copii? Trei vine de la cele trei copii ale datelor. Eu am sugerat aici că dacă vorbim de astăzi de mașini virtuale, pentru că ele sunt astăzi modalitatea, felul în care sunt instalate și funcționează aplicațiile, sunt în mașini virtuale, mai există evident și mașini fizice. Deci dacă vorbim de mașini virtuale, trebuie să facem o copie și spunem noi să mai facem una, ca în total să avem trei. Cele trei copii, ideal ar fi să le stocăm pe două tipuri de media. Eu am sugerat aici, vedeți simbolul unei casete, iar ulterior simbolul unui disc. Putem să vorbim de tape, ca tehnologie. Putem să vorbim de spinning disc. Sunt discurile rotative, cele cu rotații, cu platan. Este mai nou, vorbim și de SSD sau, aș spune eu, flash. Sunt echipamente sau device-uri care ne permit să stocăm datele pe memorii de tip flash, care nu sunt volatile și pot păstra informația după un reboot. Astăzi sunt cele trei modalități în care putem să stocăm datele. În strategia noastră, ideal ar fi să includem cel puțin două tipuri. Datorită faptului că un singur tip de media este, dacă vreți, se supune acelorași riscuri. Ce înseamnă asta? O să vă dau un exemplu referitor la discurile rotative. Există situații, am avut clienți care au avut discuri sau sisteme de stocare cu discuri sau servere cu discuri, iar backup-ul a fost realizat tot pe disc. Deși noi recomandăm ca să folosim echipamente cu discuri pentru backup, ar trebui să ne gândim să avem și un al doilea mediu. Vă spuneam că unul din scenariile care s-a întâmplat a fost atunci când în data center au început să apară vibrații de la un echipament de stingere a incendiilor și care a făcut ca vibrațiile respective să afecteze discurile. Discurile atât din echipamentul de producție, cât și din echipamentele de backup. La urmare, discurile individuale au început să cadă sau să se defecteze, iar într-un interval relativ scurt, 10-15 minute, am avut practic și echipamentul de producție și echipamentul de backup, care aveau un număr mare de discuri căzute, ambele, și ca urmare am pierdut date. Da? Deci, ca să evităm o astfel de scenarii, să putem să ne protejăm indiferent de ce risc se întâmplă, ideal ar fi să avem două tipuri de echipamente, tocmai în ideea în care dacă se întâmplă un risc, cum ar fi creșterea temperaturii în data center, care evident poate aduce cu sine defectarea discurilor. Exemplul meu cu banda sau tape-ul care funcționează în continuare pentru simplu fapt că acel tape nu este supus sau nu este impactat de creșterea temperaturii, banda fiind în continuare funcțională, putem în continuare să recuperăm. Pentru că scopul nostru este să aplicăm o astfel de strategie, un astfel de mod de lucru, astfel încât să putem să continuăm în cazul producerii incidentului, să putem reveni la starea funcțională. De asemenea, avem unul vine de la o copie off-site. Astăzi vedem foarte multe companii care își doresc disaster recovery sau centre de dezastru. Tipic, îți construiești singur sau îți faci singur un centru de dezastru.
Dar vedem că astăzi, cum spuneam, sunt foarte mulți clienți care, de exemplu, folosesc cloud-ul pentru un astfel de scenariu de continuare a afacerii. Sau folosesc parteneri, cum ar fi Quartz Matrix, care vă poate oferi un astfel de consultanță și de soluții care să vă ajute, practic, să mutați data center-ul într-un timp scurt în altă locație. Acest zero din spatele acestei l-am pus cu verde pentru simplu fapt că nu foarte multă lume poate să livreze acest zero sau poate să vă ajute să faceți acest zero. Ce înseamnă el? Înseamnă zero error. Vrem ca atunci când aplicăm protecția, când facem backup, să nu avem erori la restore. Pentru că dacă întâmpinăm o astfel de problemă, rezultatul va fi că nu putem să recuperăm. La urmare, vrem să garantăm faptul că vom putea recupera, iar chestia asta se poate face într-un singur mod, dacă vreți, din punct de vedere logic, da? Deci nu are legătură cu un produs anume, și anume numai testând test. Deci numai făcând teste putem să ne dăm seama dacă am recuperat corect sau nu, iar zona asta de testare, în principiu, se face, evident, cred că mulți dintre voi, dacă ar fi să întreb de câte ori testați, de exemplu, soluțiile Disaster Recovery sau de câte ori testați backup-urile, majoritatea cazurilor primesc răspunsuri de genul, da, evident, testăm o dată pe an sau de 2 ori pe an, dar testele respective implică task-uri adiționale, se fac de obicei în weekend sau înaintea orelor de program. Ca urmare, ele consumă timp, energie, evident costă, pentru că sunt costisitoare dacă iau timp și trebuie să venim la servici pentru a face testele respective. Ca urmare, noi spunem că putem să remediem această problemă prin automatizarea operațiilor de testare. Evident, vom avea posibilitatea să înțelegem cum au decurs testele respective și să facem, să luăm diverse decizii referitor la cum sau dacă testele au fost cu succes, probabil că nu trebuie să fac nimic decât poate doar să auditez, să spun. Le pun într-o mapă sau să-mi export respectivele, dacă vreți, loguri pentru a putea să avem inventarul acestor teste. Dacă s-au întâmpinat erori, pot corecta, pot vedea ce nu a funcționat corect și să iau ulterior măsuri pentru a remedia aceste lucruri. Câteva lucruri despre ce numim noi Recovery Point Objective și Recovery Time Objective. Sunt doi parametri extrem de importanți. Și aș vrea să înțelegem asta prin, dacă ne uităm la graficul din partea de jos a ecranului. Cu verde avem axa timpului, iar în momentul în care apare un incident, să spunem că este un computer nu mai funcționează sau am pierdut niște date, Recovery Point Objective definește pierderea maximă acceptată, și anume, aici putem să vorbim de RPO, pierderea maximă este dată de ultimul backup pe care l-am făcut. Pentru că de la ultimul backup până la momentul apariției incidentului vor fi niște date pe care le pierd, ultimele modificări, dacă vreți. Ca urmare, dacă eu fac backup o dată pe zi, atunci RPO ar fi 24 de ore,
Dacă fac backup o dată pe oră sau, evident, metoda, putem să facem backup, putem să facem replici ale respectivelor mașini și aplicații, atunci RPO ar fi o oră. Da? Dacă, deci el definește pierderea maximă acceptată. În partea dreaptă, dacă vreți, de la momentul incidentului până la momentul în care îmi reiau activitatea, vorbim de recovery time objective, și anume obiectivul pe care mi-l propun pentru a recupera date. Să presupunem că s-a întâmplat ceva, am un plan care să mă ajute să recuperez într-un anume interval, de exemplu 4 ore sau 8 ore sau ceva similar. Este extrem de important ca cei doi parametri nu sunt definiți de obicei de IT, ei vin și ar trebui corelați cu ce își dorește businessul să obțină. Vă pot da un exemplu, cel puțin în industria, dacă vreți, auto, unde se lucrează pe linii de producție. În momentul în care se întâmplă un incident, am avut o companie care se aștepta ca timpul de restaurare să fie mai mic de o oră, însă ei, cu soluțiile pe care le aveau la momentul respectiv, trebuiau să aștepte 48 de ore pentru restaurare. Iar scenariul ăsta, evident, nu era corelat cu business-ul. Ca urmare, în momentul în care apărea un incident, ei așteptau 2 zile pentru a relua lucrul. Între timp, toți angajații, muncitorii, așteptau, practic, nu făceau nimic. Liniile de producție nu mergeau, așteptând, practic, să roboții, tot fluxul de producție să poată fi reluat după respectivul incident. Ca urmare, e extrem de important să știm care ar fi așteptările și să înțelegem că, evident, putem, cei doi parametri, noi spunem că însumați putem să ajungem să livrăm RTO, care înseamnă Recovery Point Objective plus Recovery Time Objective, să fie mai mic de 15 minute. Asta ar fi un scenariu unde putem ajunge doar cu soluții software. Okay? Și evident, cu anumite configurații și implementări pentru soluțiile vii. Vă spun sincer că acest slide aș vrea să trecem mai repede peste el. Nu de alta, dar ieri vorbeam cu un coleg al meu din Croația care îmi spunea că în Zagreb a fost un cutremur ieri dimineață. N-aș vrea să mă gândesc ce ar însemna un al doilea incident major pentru noi după nebunia asta care se întâmplă cu coronavirus. Dar evident, dezastre se întâmplă, unele mari, cum ar fi cutremure sau, eu știu, inundații. Dar gândiți-vă și la incidente mai puțin, cum ar fi, mai puțin distrugătoare de, nu știu, clădiri și echipamente, cum ar fi, de exemplu, atacurile tip ransomware sau pierderi de date generate de virus informatici, nu virus umani. Deci, noi vrem să ne protejăm în orice situație și să putem recupera în orice situație, inclusiv în situațiile catastrofice, să zicem, de care spuneam, dar și în cazul ștergerilor accidentale, de exemplu, sau breșelor de securitate exploatate de virus informatic sau criptovirus. Cum răspundem noi? Avem Vim Availability Suite, este un pachet de produse care ne permite practic să facem backup, să facem restore,
Vă spuneam că din 2008 până astăzi sunt 12 ani de, dacă vreți, în 10 versiuni ale produsului. Eu am pus într-un singur slide câteva, în fiecare versiune, eu știu, în prima versiune care au fost principalele feature-uri. Evident, nu sunt toate, sunt o listă relativ scurtă, însă sunt foarte multe lucruri care noi am venit prima dată în piață, am dezvoltat produsul de la zero, am adus foarte multe funcționalități, iar astăzi, practic, vorbim de un produs complet care poate să fie, dacă vreți, instalat la cele mai mici sau cele mai mari companii din lume. Vă spuneam de versiunea 10, astăzi vorbim de a 10-a versiune a produsului, care vine cu 3, dacă vreți, 3 elemente sau 3 direcții importante. Prima este suport pentru NAS backup, posibilitatea ca să protejăm datele care se află în echipamente de tip network attached storage. Sunt mai mult de 100 de funcționalități noi. NAS-ul este unul dintre cele mai. Îl numărăm o singură dată, dar deci, între cele 150, NAS backup este unul dintre aceste feature-uri, dar evident sunt și feature-uri mai mici, cum ar fi posibilitatea ca să rulăm, să avem sisteme Linux ca proxy pentru medii de VMware, ar fi unul, să zicem, mai. În total sunt peste 150 de noi feature în versiunea 10. Nu o să avem, evident, timp să trecem prin toate. Mai sunt câteva lucruri care eu le-aș menționa, și anume suportul pentru baze de date de tip Postgres și MySQL, integrări mai bune cu SAP HANA și Oracle RMAN. O să vorbim un pic de publicare, Instant Publish, modalitatea în care putem publica o bază de date în câteva minute. Posibilitatea de a implementa strategii de tip GFS pentru retenția datelor pe termen lung. GFS fiind un acronim de la Grandfather, Father, Son, sau pe românește bunic, tată, fiu. Posibilitatea ca anumite backup-uri să fie considerate lunare sau anuale și să aibă o retenție mai lungă, astfel încât să, de exemplu, să avem întotdeauna ultimele backup-uri, dar și ultimii 10 ani printr-un backup anual sau ultimele 6 luni printr-un backup lunar, care să fie păstrat în retenție. Vim Backup and Replication este parte din Vim Available Suite și este produsul care ne permite să facem backup. Eu, pentru a simplifica și cumva să nu pierd foarte mult timp, am ales practic să vorbim mai mult despre restore, și anume cum putem să folosim produsul pentru a face restaurare. Produsul este o. Deci, vorbim de un produs software care se poate instala inclusiv în mașini virtuale, care poate avea orice fel de hardware în spate. Evident, noi vorbim cu colegii de la Quartz pentru a face împreună cu HP și VMware. Evident, avem soluții specifice pentru, sau dacă vreți, integrări cu echipamentele de tip HP. În mai multe segmente. Când vorbim de stocarea backup-urilor, putem să folosim echipamentele StorOne de la HP. Există integrări specifice, protocol specific pentru a discuta cu acest echipament, cum ar fi Catalyst.
putem să folosim tape-urile HP, dar avem interior și cu echipamentele de stocare HP, care ne permit, de exemplu, funcționalitățile de tip snapshot ale echipamentelor să le folosim în procesul de backup. Sau să putem face recuperări din snapshot-urile echipamentelor de stocare. Mă întorc la discuția despre restaurări. Este extrem de important ca softul să facă restaura și să restaureze rapid. Avem practic posibilitatea să restaurăm integral mașinile virtuale sau servere fizice. Există posibilitatea să recuperăm instantaneu mașinile virtuale sau fizice. O să vorbim imediat despre ce înseamnă instantaneu. Avem posibilitatea să recuperăm granular, dacă vreți, fișiere, foldere, posibilitatea de a restaura aplicații, gen baze de date sau e-mail-uri sau site-uri sau colecții de obiecte și, nu în ultimul rând, posibilitatea de a restaura în cloud. Când vorbim cloud, vă spuneam că nu trebuie să ne gândim neapărat la cloud-ul public, acela de la Amazon sau Microsoft Azure, deși și acolo există o discuție, dacă vreți, specifică, pentru că fiecare provider își stochează sau formatul în care mașinile virtuale definite este diferit. Și evident este nevoie de o conversie specifică pentru fiecare cloud cu care vorbim. Putem să facem, de exemplu, restaurare într-un cloud privat, da? În situații de disaster recovery, într-un cloud privat, tot al aceleași companii sau poate la un service provider local, da? Deci posibilitatea asta de a muta datele, de a face restore în altă parte, de a le schimba formatul, este extrem de importantă sau devine din ce în ce mai importantă și astăzi. Bun. Arhitectura BIM are în pornește, dacă vreți, cu serverul de backup. Serverul de backup, care vă spuneam, poate fi o mașină virtuală sau poate fi un server fizic. Uitați-vă la serverul de backup ca fiind creierul întregii soluții. El ne permite să definim felul în care protecția datelor se aplică, să ne definim joburile de backup, să înțelegem care sunt elementele de infrastructură, cum ar fi, de exemplu, în partea stângă, hosturile, VMware, Hyper-V sau mașinile virtuale pe care rulez și evident va crea puncte de integrare la modul că, de exemplu, pentru VMware e nevoie să-i spunem care sunt serverele sau care este vCenter, momentul în care putem să luăm toată infrastructura, practic să citim configurația și să vedem toate mașinile virtuale din respectiva infrastructură. Avem nevoie de un, spunem noi, repository. Repository pentru noi este o locație sau un loc unde putem să stocăm acele date sau acele backup-uri. Este important să înțelegem, vă spunem că BIM este o soluție software, ca urmare nu avem nevoie de hardware nici pentru serverul de backup și nici pentru repository, dar evident asta nu înseamnă că nu avem nevoie de spațiul de stocare, de exemplu. Spațiul de stocare, vă spuneam, putem să folosim echipamente, de exemplu, de la HP, unde echipamentul dedicat sau gândit pentru a stoca backup-uri este StorOne. StorOne ne permite, practic, să aplicăm compresie, deduplicare și să avem, practic, să putem stoca foarte mult pe același număr de discuri, de exemplu, comparativ cu un server obișnuit.
Dar noi, ca opțiuni, putem să stocăm aici inclusiv pe servere obișnuite, fie că vorbim servere Windows, Linux, sau pot fi tape, poate fi cloud. Deci avem posibilitatea de a avea mai multe opțiuni, da, pentru a stoca datele. Cornel, te întrerup puțin. E o observație legată de ce spuneai mai devreme, legat de mașinile virtuale. O poți vedea și tu în zona de chat. Că îi se iau toate resursele discului și celelalte mașini sunt afectate când vorbim de mașini virtuale. Dar nu înțeleg exact. Nu înțeleg, mai poți repeta, Dragoș, mai poți repeta întrebarea odată? Nu e neapărat o întrebare. Spune cineva că a avut o experiență pe o mașină virtuală unde nu prea se putea ceva ce ai prezentat-o anterior, că se iau toate resursele discului și celelalte mașini sunt afectate. Cred că înțeleg întrebarea. Am să. Deci, răspunsul este evident. Da, este nevoie de hardware, în sensul în care, dacă folosim un hardware care nu poate livra performanța de care avem nevoie, da, avem o problemă. De asta, de obicei, cerințele pentru hardware vin în principiu de la aplicații. Dacă avem nevoie de 10 terabyte de date pentru a salva backup-urile, evident că nu putem să folosim un echipament cu 2 terabyte. Dar la fel și din perspectiva performanței. Și da, înțeleg câteodată dacă serverul de backup ia resursele, celelalte mașini nu funcționează corect. Da, absolut de acord. Dar în același timp, avem și instrumente de a controla chestia asta, și anume posibilitatea de a monitoriza, de exemplu, latența, dacă aici vorbim de echipamente de stocare care din aceste mașini virtuale, putem măsura latența sau felul în care răspunde acel echipament, astfel încât să ne dea posibilitatea să înțelegem dacă există vreo presiune suplimentară pusă de softul de backup pe echipamentele de producție. Și în felul ăsta să avem control și să spunem, ok, dacă simțim că prin pornirea unor backup-uri aducem stres suplimentar pe acest echipament, de exemplu să oprim joburile de backup și să spunem, ok, vom continua când avem resurse. Da? Deci asta este o opțiune în Vim Backup Replication prin ceea ce numim noi backup I/O control. Bun, sper că am completat, dar e foarte bună remarca. Eu aș spune totuși să nu facem greșeala să considerăm, ok, Vim este o aplicație software, nu avem nevoie de hardware. Evident că nu, avem nevoie măcar de storage, avem nevoie să dimensionăm corect, să înțelegem ce RTO și RTO există sau trebuie să implementăm, pentru că dacă facem backup o dată pe zi, nu este același, sau nu se comportă la fel ca atunci când facem backup o dată pe oră. Dacă facem backup o dată pe oră, evident avem nevoie de mai multe resurse pentru a face acel backup, corect? Evident că facem backup o dată pe oră înseamnă că recovery point objective este o oră și că putem să restaurăm la orice oră din trecut. Da? Sunt avantaje foarte mari când facem astfel de configurații, însă să nu facem greșeala să ignorăm necesarul de storage. Da? Deci, mie mi se pare important
Și aș vrea să subliniez încă o dată chestia asta, pentru că, da, e adevărat, putem să considerăm că, dacă instalăm Vim într-o mașină virtuală, înseamnă că nu mai avem nevoie de nimic altceva. Da? Dar aș vrea să se înțeleagă greșit. Bun, să continuăm. Încă un lucru important în această arhitectură sunt ceea ce numim noi backup proxy, sau mai avem dacă vreți, din bajul de specialitate, îl mai întâlniți și ca data mover. Este un rol pe care îl asignăm din serverul de backup unei mașini virtuale sau mașini fizice care ne poate prelucra informațiile sau datele, iar este responsabilitatea acestui proxy este de a se conecta în serverul sau în storage-ul unde sunt datele și să realizeze practic backup-ul efectiv. Există și algoritmi de compresie și de duplicare care să ne permită reducerea dimensiunii backup-ului, da? Deci el va preluca o mașină virtuală și o va stoca, o va trimite către backup repository. Aici avem compresie de duplicare, dar să țineți seama de faptul că serverul de backup, când se instalează de la zero, are și rolul de proxy, are și rol de repository, da? Deci tot el stochează. Însă, astea sunt roluri care pot fi asignate altor mașini fizice sau virtuale care să preia acest. Deci, completez ce am spus mai devreme. Dacă serverul de backup preia foarte multe resurse și avem nevoie să alocăm mai multe, de exemplu, pentru procesare, mai luăm o mașină virtuală sau fizică și putem să. Dacă luăm o mașină fizică, evident că performanța e mare pentru că folosim toate resursele, tot procesorul, memoria acelei mașini fizice pentru procesele de backup. Bun. Să discutăm acum de full VM restore, posibilitatea de restaura. O să încerc să mă grăbesc un pic. Unul din modurile în care clienții vin, unul din principalele motive pentru care vin, dacă vreți, are succes sau se vinde atât de bine, este posibilitatea de a face VM Instant Recovery. Ce înseamnă acest lucru? Păi, vă spunem că noi vom stoca backup-urile într-un echipament sau într-un server sau într-o locație. Un proces tipic de restaurare va presupune practic decompresia sau, dacă vreți, rehidratarea mașinilor care, dacă sunt comprimate și de duplicat, vor trebui rehidratate pentru a le restaura în producție. Și evident, e un proces de copiere. Deci se face o copiere. De obicei, această copiere depinde de două lucruri. Unul, de linia de comunicație între cele două, între producție și echipamentele de backup. Și, în al doilea rând, de dimensiune acestor fișiere sau acestui backup. Dacă vorbim de o mașină de 10 terabytes pe care am backupat-o, restaurarea ei chiar și peste liniile 10 gigabit va dura poate chiar ore. Instant VM Recovery vine un pic să rezolve această, dacă vreți, paradigmă, posibilitatea de a porni o anumită mașină din backup. Cum se face acest lucru? Se face prin realizarea unei prezentări. Deci acest echipament, sau dacă vreți, aceste fișiere de backup, vor fi prezentate către VM-ul sau Hyper-V, către hipervizor, ca un data store. Iar apoi, din acel data store, mașina virtuală va fi montată
ea fiind practic amplasată pe acest data store. După ce mașina virtuală a pornit, o să putem să o migrăm cu tehnologii de la VMware, avem Storage vMotion, de la în contextul Hyper-V avem Storage Live Migration, care ne permite să mutăm mașina pornită de pe un storage în backup pe storage-ul de producție. Este extrem de important pentru că data asta nu mai depinde procesul de restaurare nici de dimensiunea mașinii, nici de linia de comunicație. Evident, o să mă întrebați, da, ok, poate că dacă am un gigabit, migrarea online se face într-un interval mare de timp, dar nu uitați că mașina virtuală va fi pornită, da? Deci ea va avea starea funcțională. Iar din nou, mă întorc la ce am spus mai devreme referitor la software. Dacă mașina virtuală sau performanța ei se dorește un anume nivel de performanță, asta ne va introduce, practic, niște cerințe referitor la performanța pe care să o aibă acest echipament pe care îl folosim pentru stocare. Dacă am nevoie de 5.000 de operații I/O pe secundă și vreau ca mașina mea să livreze atunci când o pornesc din backup, să livreze acea performanță, atunci ar trebui să folosesc un echipament sau un storage care să-mi dea posibilitatea să am această performanță. Da? Evident, nu trebuie să folosesc un echipament identic, pot folosi un alt echipament. Important este să livrez acea performanță de care am nevoie, sau pe care eu vreau să o am ca în situațiile de restaurare. Evident, nu există nicio limită din punct de vedere software, dar avem nevoie și de hardware. Sper că din nou am ținut să subliniez acest lucru. Instant VM Recovery în versiunea 10 a fost îmbunătățit, și anume dintr-un backup făcut cu un agent, de exemplu pentru o mașină fizică, ea poate fi restaurată cu aceeași procedură atunci când vorbim de medii VMware. Deci pot să restaurez o imagine prezentând-o către serverele VMware ca fiind o mașină virtuală, ca un data store și o mașină virtuală. E necesară o conversie care se face în timp real, iar apoi se poate migra, evident. Mai e un considerent aici extrem de important. Când pornim din backup, nu vom altera acel backup, nu vom modifica acel backup. Totul se va face practic având posibilitatea să stocăm modificările sau ceea ce se modifică pentru mașina respectivă în altă cale sau în alt loc. Fie că vom stoca pe acest echipament, fie că vom stoca în altă zonă a echipamentului de backup. Deci, mașina evident poate porni, dar nu vrem să stricăm backup-ul pe care l-am făcut ieri, de exemplu. Ok? Extrem de important. Vă spuneam, în V10, unul din, e de fapt feature-ul meu preferat, atunci când vorbim de servere fizice, sau de mașini din cloud, din Amazon sau din Azure, dacă avem acel backup al acestor mașini, le vom putea porni cu Instant VM Recovery în VMware în câteva, eu spun de obicei secunde, dar tipic pentru VMware ar fi undeva la 30-40 de secunde. Datorită acelor prezentări care se fac, acelor data store-uri care se exportă, există niște timeout-uri în VMware pentru atunci când se lucrează cu echipamentele de stocare sau cu storage. Când se adaugă un data store, se verifică integritatea lui. Există niște verificări care se fac, ca urmare, procesul poate dura undeva la 30-40 de secunde. Deci, este unul din
Feature-urile preferate, vă spunem, în V10 și faptul că astăzi pot migra un server fizic în VMware, îl pot porni în mai puțin de un minut, de exemplu, poate fi un mare avantaj. De asemenea, când vine vorba de recuperare, vorbim de restaurare granulară. Sau nu întotdeauna vreau să recuperez o mașină virtuală cu totul, am nevoie doar de anumite fișiere, de exemplu, sau spunem noi baze de date sau obiecte. Pentru asta am venit cu acest Vim Explorer, care este parte din produs. Explorerii noștri sunt interfețe grafice specifice pentru anume aplicații. Cum ar fi, de exemplu, pentru Oracle, avem un Explorer care ne permite să vedem structura instanțelor și a bazelor de date din Oracle și, evident, să pornim procesele de recuperare. Explorer pentru Active Directory ne permite să vedem structura din Active Directory, câte site-uri avem, group policy, care sunt obiectele, grupuri, utilizatori, conturi de computer, toate aceste lucruri pot fi recuperate. Și evident, dacă am nevoie să recuperez contul unui utilizator sau să văd care au fost modificările față de ultimul backup pe care l-am realizat, pot să văd în această interfață. Exchange, iarăși pentru e-mail-uri, unde pot recupera, evident, un mailbox al unui utilizator sau dacă vreau mai granular, pot să mă duc să recuperez doar un anume e-mail. SharePoint, SQL și în Explorer pentru Storage Snapshot sunt pachetele de Explorer pe care le avem astăzi. Vă spuneam, cel pentru Active Directory este o interfață grafică, cum spuneam, se numește Explorer, dacă vreți, similar cu Windows Explorer, pentru că arată similar. Dar fiind pentru Active Directory, ne permite să vedem domeniul, Users and Computers, Organizational Units, etc., etc. Group Policy Objects. Iar în momentul în care selectăm un Organizational Unit, vedem conturile din acel, cazul de față, vedem conturile de computer din computer. Pentru Exchange, Explorer-ul ne arată practic mailbox-urile și fiecare mailbox, inbox, eu știu, notes, sent items, permanently deleted objects. Evident, dacă selectăm inbox, vedem toate e-mail-urile. Există posibilitatea de a compara cu producția, să vedem dacă este un e-mail care a fost șters, de exemplu, sau există posibilitatea de a face căutări avansate, de exemplu, vreau să caut un e-mail care a fost trimis de cineva către o altă persoană. Explorerul pentru Microsoft SQL ne arată practic serverul, instanța, apoi bazele de date ce rulează în acea instanță. Ca urmare, putem să pornim procesul de restaurare. Ce îmi place mie foarte mult, evident, procesul de restaurare, dacă vreți, este similar cu un restore tradițional. Modul în care se restaurează este prin copiere, iar după ce se realizează copierea la destinație, se înregistrează respectiva bază și va fi pornită de respectivul server. Există însă un nou în versiunea 10 și opțiunea asta de a publica baza, care funcționează similar cu Instant Recovery, și anume baza nu va fi copiată, ci va fi exportată, dacă vreți, prin același procedeu de a mapa, dacă vreți, un volum la distanță. De serverul destinației va monta un volum, iar noi vom publica această bază în acel volum, fără ca să facem copierea datelor. Serverul destinației va porni baza
Chiar apoi poate fi mutată cu instrumentele serverului în sine. Evident, putem să facem operații de tip public doar pentru a face testare și pentru a verifica că baza de date este corectă, integră și a fi exportată, dacă vreți, doar cu intenția de a fi ridicată și pornită de server. Eventual să facem un query sau mai știu eu ce, selecții de obiecte sau poate să facem un raport după care o demontăm, practic, această bază. Da? Explorer-ul pentru SharePoint ne arată, view-ul este un pic diferit, în sensul în care vorbim de schema de SharePoint, conținutul, site-urile sau subsite-urile, evident, structura diferă, iar practic când selectăm un anume folder, vedem conținutul lui, putem să recuperăm un întreg site, da? Deci putem să facem recuperare la orice nivel în acest o întreagă librărie, da? Sau pur și simplu să mă duc granular să intru într-un anume folder și să iau un singur document din respectivul SharePoint. La fel și în cazul Explorer-ului pentru Oracle, exemplul meu e din nou serverul, instanța, baza de date care rulează pe instanța respectivă. Am backupat atât control files, cât și data files și evident și logurile aferente pentru Oracle Database. Începând cu versiunea, de fapt este din 9.5 update 4, avem posibilitatea să integrăm backup-ul pentru Oracle să se facă integrat cu Ryman și anume utilizând un plugin care ne permite să configurăm Ryman pentru ca administratorul de bază de date să ruleze backup-urile în felul în care dorește, având în spate, practic, inteligența sau repository din posibilitatea ca să luăm acele date, să le facem o a treia copie, cum spuneam, 3, 2, 1, da? Poate în altă locație, etc. Explorer pentru Story Snapshot ne permite ca practic, utilizând integrările specifice pe care le avem cu diverse tipuri de echipamente, HP Nimble, Treypar, IBM, Reta, Pure Storage, să vedem practic acele snapshot-uri care se pot face în echipamentele de stocare, iar în acele snapshot-uri să vedem practic mașini virtuale. Care sunt stocate în acele snapshot-uri. Din Story Snapshot ne putem să facem operații de instant recovery, de recuperare de fișiere sau de aplicații, cum ar fi, de exemplu, Active Directory, Exchange, SharePoint. Da? Deci, Explorer funcționează inclusiv atunci când vrem să facem recuperare din snapshot-uri ale echipamentelor de stocare. Bun. Acum să vorbim și de partea de NAS, care spunem că e nou în versiunea 10. Sunt câteva beneficii importante. Faptul că din nou avem o arhitectură scalabilă, că putem să facem backup pentru orice fel de echipament care este de tipul NAS. Să putem să realizăm integrarea din nou cu echipamentele de stocare și să folosim opțiunile de snapshot, că putem să trimitem datele într-o altă locație sau în cloud prin Object Storage Integration. Cum funcționează partea de NAS? Mie mi se pare extrem de importantă, mai ales în situația în care vorbim de. De obicei, în NAS avem cantități foarte mari de date, poate vorbim de terabyte sau 10 de terabyte, poate chiar petabyte de date. Iar în contextul în care cantitățile sunt foarte mari, avem nevoie ca performanța la backup, dar și
recuperarea să fie mare. Cum facem acest lucru? Ținând seama că dacă ce știm noi din VMware, de exemplu, sau din Hyper-V, Change Block Tracing este un API care ne permite să identificăm doar modificările și să facem backup-uri incrementale foarte rapid. Când vine vorba de NAS, acest lucru nu e posibil. Tocmai am dezvoltat practic un change file tracking, un mecanism care ne permite ca într-o structură de date să identificăm, dacă vreți, fișierele modificate și ca urmare să marcăm toți părinții acelui obiect ca fiind modificat, însă să, la o rulare a unui backup de tip incremental, să capturăm doar modificarea. Posibilitatea de a lucra cu snapshot-uri și de a elimina, dacă vreți, locurile care sunt pentru fișierele deschise sau aplicații care regulează, folosesc datele din exponentele din NAS. Posibilitatea de a face point-in-time restore, de a, evident, de a face offload pentru operațiile de backup prin utilizarea acestui snapshot. Ca opțiuni de recuperare, vrem să putem să recuperăm întreaga structură sau entire file share, să putem recupera la un punct în timp sau să ne întoarcem la un anumit moment sau, evident, granularitate prin restaurarea unui singur fișier. Am uitat să spun că suportăm, practic, protocoalele SMB sau CIS, mai corect spus, versiunea 1, 2, 3, NFC, versiunea 3 și 4.1, atenție, dacă întreabă cineva de 4.0, e foarte puțin folosit, datorită faptului că 4.1 este pe aceeași specificație, însă aduce câteva lucruri în plus în specificațiile NFC. Evident, orice file server, Windows sau Linux. O să sar peste acest slide. Arhitectura pentru NAS funcționează, dacă vreți, în același fel. În sensul în care avem nevoie de un file proxy, de un repository, unde să stocăm datele, însă apare, dacă vreți, un concept un pic diferit, faptul că avem acest archive repository sau o arhivă, ne ajută ca, practic, dacă noi vrem să stocăm backup-urile pentru un anumit interval de timp, să zicem aici, avem un N, atunci să putem păstra în repository de backup doar un număr, să zicem, relativ mic, de exemplu 3 zile, tot ce e mai vechi de 3 zile, să poată, aici, N-3, să fie mutat, dacă vreți, în arhivă. E extrem de important, ținând seama, pentru că dacă ne uităm aici, avem cantități mari de date la sursă, evident că și în backup vom avea cantități mari, iar pentru a reduce costurile, avem nevoie de un echipament sau, dacă vreți, de o zonă ieftină în care pot stoca date, cantități mari, dar cu costuri mici. E important acest lucru. Evident, putem să eliminăm acest archive repository, dar de cele mai multe avem cerința asta de a avea o arhivă care să utilizeze poate cele mai ieftine tipuri de discuri. Sau poate chiar mai nou cloud storage. Da? Pornela arhiva se poate folosi și pentru VM? Arhivele se pot, dar nu-i spunem arhivă, îi spunem cloud tier, deși este un pic impropriu, la modul un backup repository poate avea o extensie, îi spunem noi în cloud, deși acest trebuie să fie S3 compatible, sau Microsoft Blob Storage, sau, dar dacă am, de exemplu, echipament care poate prezenta spațiu de stocare S3,
vorbim în principiu de experimente de tip object, dar o pot folosi ca arhivă și pentru mașini virtuale. Ok. Cum fac restaurarea? Vreau să vă arăt practic cele trei opțiuni atunci când vreau să recuperez. Restore entire file share presupune restaurarea tuturor obiectelor, fișiere și foldere în locația originală sau în altă locație. Evident, dacă am cantități mari, operația de restore va aștepta, va trebui să copieze, da, din backup înapoi în locația pe care o specific. Se va face fișier cu fișier, va dura. Ce mi se pare mie extrem de important este opțiunea de rollback. Rollback ne permite ca să identificăm doar fișierele care s-au modificat de la un anumit moment, și anume de la moment, dacă eu vreau să fac rollback un file share la starea de ieri, de la ora 10 dimineață, atunci voi recupera doar fișierele modificate. Evident, toate fișierele noi care au fost scrise de ieri până astăzi, voi avea opțiunea să le șterg sau să le păstrez. Da? Dar ideea e că vreau să mă întorc la momentul de ieri, fără urmare, ce va fi restaurat vor fi doar fișierele care au fost modificate de ieri până astăzi. Restul fișierelor vor rămâne ca avantaj, intervalul de timp necesar pentru restaurare va fi mai mic. Extrem de important. Și cel puțin eu văd opțiunea de rollback este extrem de utilă și atunci când vorbim de amenințări de tip ransomware sau vulnerabilități de genul ăsta. Pentru că ransomware, ce face ransomware? Tipic criptează niște structuri de date. Dacă se întâmplă chestia asta pentru NAS, asta va însemna că multe fișiere vor fi criptate sau modificate, practic schimbate, interval de timp. Acum pot să mă întorc la un moment de timp înainte ca această criptare să aibă loc. E o operație relativ rapidă, adică nu se vor restaura petabyte de date, dacă am un petabyte de date, și doar respectivele fișiere care au fost modificate. Și nu în ultimul rând, posibilitatea de a restaura fișiere și foldere individual. Evident, locația poate fi în altă locație, poate să restaurez la mine pe desktop, de exemplu, un folder care a fost modificat sau șters de la sursă. Bun. Suport în Enterprise Manager. Doar un lucru vreau să vă spun referitor la Enterprise Manager. Este tot o componentă din Viva Availability Suite, care ne permite practic să gestionăm licența centralizată pentru mai multe servere de backup sau să delegăm operațiile de restore. Așa cum vedem noi, protecția datelor trebuie să fie aplicată de administratorul de backup, în schimb operațiile de restaurare pot fi delegate către utilizatori. În cazul acest ecran este eu am folosit contul de administrator să mă conectez, dar spuneam că pot fi date permisiuni, de exemplu, pentru fiecare utilizator din Active Directory, pe baza grupurilor sau userilor din Active Directory. Putem să delegăm operațiile de restore și, de exemplu, pentru acest share, utilizatorul care s-a conectat să permită, de exemplu, accesul la zona asta de invoices, am zis eu, unde sunt câteva fișiere pe care el să aibă posibilitatea să le restaureze. Da? Deci un self-service portal pentru operațiile de restore ne permite practic să delegăm restaurarea mașinilor virtuale, a fișierelor sau chiar și a obiectelor de tip bază de date. Da?
administratorii de baze de date să aibă permisiunea să-și restaureze singuri bazele de date. Administratorii de backup realizează joburile de backup, configurează vim, repozitorii unde se, eu știu, poate face o copie și în altă locație, iar ulterior, utilizatorii restaurează singuri fără să apeleze neapărat la administratorul de backup. Partea de monitorizare este importantă. Am pus un ecran despre VimOne. VimOne Vreau este. să te întrerup puțin, scuză-mă, că avem o întrebare legată de zona asta, dacă se restaurează și fișierele șterse sau doar cele modificate. Dacă un fișier a fost șters, da, se restaurează și fișierul. Se revine practic la starea de data ultimului backup sau backup-ului pe care mi-l aleg, da? Există un mic wizard în momentul în care eu pornesc și spun vreau să fac un restore, mă va întreba, ok, alegeți backup-ul la care vreți să faci restore, da? Pot să-mi aleg backup-ul de acum o săptămână, de exemplu. Evident, dacă au fost șterse niște fișiere, ele vor fi restaurate din backup. Ok. Mai sunt întrebări sau mergem înainte? Mergem înainte. Ok, spunem, VimOne este produsul de monitorizare care vine în Vim Availability Suite. El monitorizează atât partea de infrastructură, dacă vreți, de VMware, Hyper-V. Ne ajută să înțelegem ce se întâmplă dacă un server sau un data store sau o mașină virtuală are probleme. Vom lua decizii sau vom putea înțelege. E posibil să avem nevoie să facem un restore, nu? Dacă o mașină virtuală pare că e amplasată pe un echipament de stocare care nu mai răspunde. Da? Ca urmare, avem nevoie de să înțelegem ce se întâmplă pentru operațiile de restaurare. În VimOne, partea de monitorizare, nu am timp să vă arăt acum, dar în Data Protection View avem practic starea atâta infrastructurii de backup, serverele de backup, proxy, repository, dar și a joburilor, da? Inclusiv pentru partea de NAS, avem joburile de tip NAS, backup copy pentru NAS, o să vorbim imediat de backup copy și evident de istoricul joburilor. Da? Să vorbim un pic de backup copy. Pentru noi vă spunem că pornim de la 3.2.1. Backup copy este posibilitatea de a realiza o copie între două repozitorii Vim. Revin un pic la partea de producție, în partea stângă. Avem un echipament în care ne ajută să stocăm backup-urile și mai avem încă unul pentru a realiza copia. Da? Această copie se realizează prin backup copy. Evident, putem să realizăm una sau mai multe. Chiar aveam o discuție interesantă cu cineva care spunea, zice, dar de ce recomandați doar 3 copii? Eu aș vrea să fac, să trimit datele și într-un al doilea data center, dar și în cloud. Evident că lucrul ăsta e posibil. Putem să facem 10 copii dacă vrem. Însă, important este să avem cel puțin 3 copii, da? Cum spuneam. Operația de backup copy ne ajută sau putem să activăm câteva elemente importante pentru acest copy. În primul rând, putem să schimbăm retenția, de exemplu, dacă pe acest echipament păstrăm ultimele 30 de backup-uri, facem backup zilnic, 30 de backup-uri înseamnă ultima lună. Atunci când facem copia, poate fi o copie în care să aplicăm GPS și, cum spuneam, să păstrăm pentru 5 ani.
și știu eu 6 luni. Respectivele backup-uri. Da? Deci putem să schimbăm retenția și putem să activăm ce numim noi acceleratorul de van, ne permite ca practic atunci când utilizăm linii de comunicații, să zicem, de tip van, care în principiu au, eu știu, un bandwidth mai mic. Chiar am văzut, în România noi avem linii destul de bune, acum nu știu, toată lumea acasă văd că deja se pune o problemă și la noi cu bandwidth-ul și se reduce calitatea, eu știu, filmelor sau mai știu eu ce. Cred că o să vină și la noi problema transferului pe rețele WAN. WAN acceleratorul ne ajută ca practic să realizăm în fiecare locație un index. Avem nevoie de un, spunem noi, un cache. În acel cache vom identifica sau vom, practic, vom gestiona toate blocurile și le vom indexa astfel încât, când este necesar transferul unui bloc, să încercăm să identificăm dacă acel bloc, acel hash al blocului, se află în cache. Iar dacă se află în cache, atunci să nu fie transferat, pentru că evident că el se află și la destinație. Asta ne permite ca practic să facem transferul peste linii WAN, zic eu, de capacitate mică. De exemplu, am avut clienți care au avut, este un site în Africa sau în Asia sau în Costa Rica. Iar transferul sau conectivitatea între România și o locație de genul ăsta era pe o linie de 10 megabit. Da? Ca urmare, să aduci backup-urile din respectiva locație în Europa era o problemă și am rezolvat-o cu acceleratorul de mare. Cornel, pentru Da. o întrebare, pentru backup copii, se folosesc doar resursele primary backup și secondary sau intervine un proxy? Cine va face acest transfer este repository. Deci rolul de repository va gestiona acest transfer. Proxy nu e implicat în backup copii. Un lucru important, atunci când folosim termenul Windows sau Linux, de obicei repository nu este un foarte încărcat, deci ca rol el nu are un rol de a procesa informația în niciun fel, doar de a o stoca. Când vine vorba de backup copii, da, vom împacheta informația pe rețea, practic, vom face practic acest transfer, iar cine va coordona transferul este acest backup repository sau rolul de backup repository. În versiunea 10 avem o capabilitate interesantă, zic eu. Și anume, atunci când folosim echipamente de tip HP Storm, dacă sunt folosite două astfel de echipamente, putem să facem offload la acest transfer. Și practic, dacă avem două echipamente de genul ăsta, care ele suportă nativ un anume protocol pentru transfer, atunci faptul că putem lucra cu cele două, putem să le și instruim sau configura, astfel încât ele să-și trimită datele folosind protocolul HP. Da, deci este integrarea cu Catalyst Copy, se numește, este disponibilă începând cu V10. Evident, dacă echipamentele nu sunt ambele storage, atunci revenim la, putem să transferăm între orice repository și orice repository, folosind transportul bin. Ok. O mențiune,
Inclusiv partea de NAS backup suportă acest backup copy și îmi permite practic să fac astfel de configurații. Mașini virtuale, mașini fizice pot avea practic un backup în prima locație, ulterior într-o altă locație. Cantitatea de date, evident, poate diferi datorită retenției diferite din locații. Da? Extrem de important. Bun. O nouă întrebare este legată de faptul că pe secondary, dacă este nevoie pe secondary de un agent în cazul de transport. Da, acest rolul de repository, dacă îl instalăm, de exemplu, dacă folosim un server Windows, o să vedeți că există un serviciu care se numește chiar așa, BIM Transport. Acela este agentul. Nu este un agent propriu-zis, ci doar este o modalitate de a... E un serviciu care, evident, deschide un port și permite, practic, transferul unor informații, dacă el este sursa, în cazul unui backup copy job, el va împacheta aceste, va crea acele pachete, le va pune pe stack-ul TCP, vor fi trimise către destinația unde rulează din nou același VIM transport, care poate prelua și apoi să le copieze pe disk. Bun. Vreau să ne apropiem de final și vreau să trecem neapărat prin Shure Backup, pentru că am spus că este modalitatea prin care putem garanta că avem o restaurare corectă, este să testăm. Iar partea de testare se face cu Shure Backup sau în cazul în care avem replicare se numește Shure Replica. Este tehnologia prin care realizăm câteva, dacă vreți, configurații în hipervizor. Dacă ne uităm în graficul din partea stângă, dreaptă, pardon, cealaltă stângă, este figurat mediul de producție și, evident, backup repository. Vom folosi Instant Recovery pentru a porni mai multe mașini în același timp. Acum, din perspectiva în care mașinile pornite vor avea același IP și vor fi conectate la aceeași rețea, evident vom avea un conflict. Ca urmare, datorită acestui fapt, ce vom face este să creăm în pentru mașinile pe care le vom porni, un switch virtual care nu va fi conectat la rețea. Ca urmare, aceste mașini vor fi într-un mediu noi izolat de rețea. Ele se pot vedea între ele, vor avea practic IP-ul de schimbat, însă nu vor avea conectivitate sau nu vor ajunge la mașinile sursă. E extrem de important pentru a crea acest mediu izolat. De ce am figurat eu trei mașini? Păi, teoretic, sau, dacă vrem să testăm o anume aplicație, să zicem că este o aplicație web, vom avea nevoie de autentificare, de exemplu, în Active Directory, evident, acces la o bază de date care aplicația folosește o anumită bază pentru stocarea informațiilor. Ca urmare, nu voi putea porni o singură mașină și să-i permit accesul în rețeaua de producție, pentru că dacă vor fi, de exemplu, în testul respectiv, eu accesez niște înregistrări și rulez niște rapoarte, evident că baza se poate modifica. Da? Ca urmare, voi porni în acest laborator mașinile astfel încât toate mașinile de care am nevoie pentru ca aplicația să funcționeze corect și ca testul de aplicație să fie corect. În procesul de pornire, avem câteva lucruri care mi se pare extrem de importante de
ca test de resort, vom testa faptul că mașina virtuală are Heartbeat. Vom verifica că mașina virtuală își ridică placa de rețea și că are IP. Nu în ultimul rând, vom verifica starea aplicației și a sistemului de operare. Faptul că vom avea, practic, o aplicație funcțională, de exemplu, în cazul unei baze de date SQL, că baza pornește, că serviciul e up and running și că ulterior poate rulăm un query sau un select pentru a vedea un anume rezultat. E un restore pe bune, dacă vreți, nu este un checksum dacă transferul s-a realizat corect. Evident, îl avem și pe acela, verificăm, există acest mecanism, există de a verifica că un anume checksum pentru realizarea unui backup s-a transferat corect, că imaginea a fost creată corect, însă asta nu garantează că restore-ul va funcționa corect. În perspectiva asta, Sure Backup realizează acest sandbox sau acest mediu izolat în care pornim mașinile virtuale, în care testăm până la nivelul aplicației că totul este în regulă. Iar ulterior va fi trimis un e-mail către administrator sau către un grup pe care îl putem defini pentru a fi notificat și informat referitor la execuția testului, care au fost pașii executați, dacă au existat probleme sau nu. Exact ce vă explicam mai devreme, se folosește vPower NFS, este tehnologia prin care exportăm, practic, backup-urile către SSH sau Hyper-V. Creăm această rețea izolată. Avem nevoie de un proxy appliance pe care tot Vim va face deployment, iar acest proxy appliance va avea, vreți, un adaptor de rețea în rețeaua de producție, un adaptor în rețeaua izolată. Ca urmare, ca să ajungem, de exemplu, la această mașină, va trebui să trecem prin acest proxy appliance pe care îl configurăm. În felul ăsta permitem practic accesul în rețeaua izolată, dar mașinile de aici vor fi izolate în sensul în care ele nu vor avea acces implicit către rețelele de producție, vor trece totdeauna prin acest proxy appliance. Da? Vă spuneam, raportul cu Heartbeat, testul de rețea și testurile de aplicație. Ok. În principiu mă opresc aici pentru că suntem deja 11:30. N-aș vrea să vă țin peste. Dacă aveți întrebări, cu mare drag vă stau la dispoziție să răspund. Sper că a fost de folos informațiile astea despre Vim. Îmi pare foarte rău că nu am reușit să ajungem la Iași, dar ținând seama de ce se întâmplă în lume, este și faptul că suntem cumva în blocaj, a făcut imposibil treaba asta, însă cred eu că dacă toți vom sta acasă, dacă toți vom face, vom asculta de autorități, vom trece și prin chestia asta și sper să fie bine pentru toată lumea. Sper să oprim odată nebunia asta la care nu ne gândeam în urmă cu ceva vreme. Și eu vă recomand să stăm acasă, să ascultăm de ce ne spun autoritățile, chiar dacă de multe ori nu suntem de acord cu ele, dar acum trebuie tot să facem același lucru ca să putem rezolva problema. Noi mai avem o întrebare. Așa. Dacă se instalează Vim pe un server fizic, cum se poate avea un backup la el?
serverul fizic. Poți pune un agent pe serverul fizic. Agentul se poate face chiar din serverul Vim. Dacă mergi la secțiunea de inventar sau inventory, la Physical and Cloud Infrastructure. De acolo poți să-ți adaugi unde anume să fie instalat agentul. Agentul, dacă se instalează pe serverul fizic, va putea face o imagine a serverului sau la partițiile serverului respectiv și imaginea ulterior să o poți folosi pentru a face restaurat. Implicit, serverul de backup își face singur backup la partea de configurație. Deci pentru mediile mici, eu de obicei recomand ca să se activeze configuration backup pentru serverul Vim, iar acel configuration backup noi îl stocăm pe unul din repozitorii pe care l-ai definit. Ca urmare, dacă pierzi serverul de backup, ce poți face? Foarte, foarte simplu este să instalezi un nou server, poate fi de data asta într-o mașină virtuală, să iei practic acel, să montezi acel repository și să-i spui ca să-și restaureze singur configurația. În momentul în care va redescoperi practic toate joburile create, toate elementele de proxy, de repository, tot ce are definit, și vei putea practic să faci operațiile de restore cu un nou server de data asta. Da? Dacă să revin la întrebarea pusă mai devreme, da, putem să instalăm agenți pentru servere fizice, chiar și pe serverul de backup, el, dacă este pe o mașină fizică, poate să instaleze singur agentul. Evident, pot să fac backup atât la imagine, cât și la anumite volume sau la anumite structuri, tip file folder, pot să-mi aleg eu ce anume. Mai avem întrebări? Deocamdată nu. O să te rog eu între timp dacă se mai gândește cineva la o întrebare, să ne spui două cuvinte, că știu că o să ai o prezentare în curând pentru soluția de backup Vim pentru Office 365. Știu că poți vorbești foarte mult de chestia asta, dar în două cuvinte, pentru că s-ar putea să fie de interes și asta în această perioadă. Da, avem într-adevăr un produs pentru Office 365 și este Microsoft, probabil că a avut succesul Microsoft referitor la Office, a făcut ca practic momentul care au trecut la această aplicație de tip Software as a Service să fie cea mai vândută aplicație de tip SaaS din lume. Microsoft oferă, practic, când vorbim de Office 365, îți oferă un mailbox, îți oferă spații de stocare în OneDrive, îți oferă SharePoint, dar ceea ce numește Microsoft Shared Responsibility Model sau modelul de responsabilitate împărțită este că ei sunt responsabili de serviciu, de livrarea acelui serviciu, de exemplu, de ca e-mailul să funcționeze, dar nu sunt responsabili de datele din respectivul serviciu. Ca urmare, de exemplu, e-mailurile din Exchange Online. Asta înseamnă, practic, că dacă tu ai șters un e-mail sau dacă ai o problemă referitoare la e-mailul care a fost șters de altcineva sau poate ransomware, ai avut ghinionul să fie atacat și să scripteze e-mailurile. Microsoft e responsabil de serviciu, dar nu de date. Iar dacă ai pierdut datele, nu poți deschide un ticket cu Microsoft să le cer să-ți recupereze datele. Microsoft, încă o dată, nu vreau să spun că serviciul este unul de foarte bună calitate, dar faptul este demonstrat practic de vânzările Microsoft. Însă, foarte lume, e conștientă de faptul că nu există
un backup implicit pentru datele din Office 365. Ca urmare, cu Vim, noi backupăm Exchange Online, SharePoint Online și OneDrive. Evident, putem să facem 3-2-1 la modul că putem implementa aceeași strategie, putem să facem acel backup și apoi să facem un backup copy către on-premise, de exemplu, unde ne putem face restore dacă nu mai funcționează serviciul, pot să restaurez, de exemplu, Exchange Online să fac restore către Exchange on-premise. Sau în același mod cu datele din OneDrive. Poți să restaurez în altă parte. Deci, pentru cine nu folosește Office 365 și nu are un backup, gândiți-vă, puteți să vorbiți cu cei de la Microsoft. Nu există un produs implicit, există ceea ce se numește litigation în Office 365, care să ne împiedice, de exemplu, pentru un anume utilizator care pleacă din companie sau putem să punem acest litigation, dar pe o perioadă scurtă de timp. Litigation ne permite ca practic să nu permite modificările sau nimeni nu poate să șteargă vreun e-mail sau vreo informație din respectiv din Office. Însă scopul nu este de un backup de a proteja, ci este doar pentru investigații sau care se pot fi aplicate pe termen scurt. Dacă e nevoie de backup, este important să înțelegem că Microsoft nu oferă implicit și că noi lucrăm cu Microsoft extrem de bine, chiar avem discuții aproape săptămânal cu ei. Sunt foarte mulți clienți de Office 365 care împreună cu Microsoft au aflat că îi pot ajuta în zona. Ok. Bun. Mulțumim, Cornel Popescu, pentru prezentare și sfatul. Rămâneți acasă, haideți să trecem o dată peste treaba asta și să revenim la normal. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Dragoș, mulțumesc cu alții matrii și să ne vedem cu bine. Mulțumim și noastră celor care ați participat pentru prezență și pentru întrebările adresate, ați fost foarte activi și mulțumim pentru asta. Sperăm că ați descoperit informații utile și că veți folosi pe viitor suita prezentată de Cornel. Quartz Matrix și Vim vor fi întotdeauna alături de dumneavoastră cu soluții de backup, restore, protecția datelor, nu trebuie decât să ne contactați și să ne spuneți de ce anume aveți nevoie. Noi comunicăm constant despre noile soluții și promoții atât pe website-ul quartzmatrix.ro, magazinul online qmart.ro, pe pagina de Facebook Quartzmatrix și pe LinkedIn, așa că ne puteți găsi oriunde vă este la îndemână. Până la următoarea întâlnire, online sau față în față, noi vă dorim o săptămână eficientă și, bineînțeles, rămâneți în siguranță. La revedere, numai bine! Sigur, vom reveni cu sesiunea.